vero, potrà chiedere. Vai, che super, vero, ci hai già fatto. Metri în afara careului săgeții Năvodari, pleacă și nu este offside la Croitoru și este 1-0 pentru FC ME Bacău. Și de fiecare dată când se apropie atât de avântat spre poarta lui Olteanu, iată acum o execuție superbă, gol FC ME Bacău! 2-0 pentru oaspeții de astăzi. Și Adrian Curdubei reușește dubla. Trebuie întâi să cunoască fotbaliștii pe care îi va conduce de acum încolo. Bacăul în atac cu un șut bun al lui Hurdubei pe lângă poarta. Golgheterul oaspeților Hurdubei, șut bun al lui Hurdubei. Încearcă pressing rapidiști, un pressing nereușit, Hurdubei periculos la 20 de metri, Hurdubei și din nou emoții pentru Drăghia. Recupereze o minge care ajunge la burcă, de la burcă pe partea stângă, la Hurdubei. Hurdubei față în față cu Ionuț Voicu, Hurdubei, dribling bun, poziție de șut pentru Hurdubei, acum trage și a evitat fundașii rapidiști, a tras în cross. În... Ori Hurdubei, el face acest lucru, gol, Sport Club Bacău! Încearcă să se impună, dar este o perioadă de joc aglomerat. Iată pătrundere acolo și șut, foarte bun șutul la Predoiu, centrare în fața porții și iată gol Sport Club Bacău! Hurdubei a marcat al doilea gol al băcăuanilor în Liga a doua la fotbal. În câteva momente, în formația băcăoană, șut și din nou curcă, este la... Club Bacău a deschis scorul în minutul 10 prin Hurdubei, care a reluat cu capul din interiorul careului mic. Rat balonul, iar Hurdubei a trimis puternic un șut de la 20 de metri, 2-0. Ultimul gol a fost, de fapt, un autogol de marcă a lui Mansur, care a reluat în proprie poartă o centrare a lui Hurdubei. După pauză, pistolarii au luat... După pauză, gazdele au jucat la intimidare, însă la timona jocului s-a aflat tot Sport Club Bacău. Echipa oaspete a stabilit scorul final în minutul 59, când centrarea lui Țuțu a fost reluată cu capul în plasă de Hurdubei. Băcăoanii aveau să conserve scorul de 2-0 fără probleme și s-au bucurat. Reprize, Hurdubei a mai tras o dată fără probleme pentru Miron. 1-1 la pauză. Ca Hurdubei să-și repună echipa în avantaj, șutul său lovind rădăcina barei din dreapta lui Lungu. În minutul 82, o lovitură liberă de pe partea dreaptă se încheie cu o nouă mare ocazie băcăoană. Luncanu recupera. Două minute mai târziu, Hurdubei a șutat destul de bine de la 18 metri, dar pe lângă... ...locul, în special prin ocazie care le-am avut și un gol anulat al lui Hurdubei la o poziție de offside.